Hei, salutare tuturor și bine am început episod. Astăzi, fraților, o să facem o reacție pentru că Five Gang a făcut o piesă nouă numită Mod Avion și exact în aceste clipe a fost publicată și în aceste clipe facem noi o reacție să vedem dacă este la fel de șmecher ca și celelalte piese sau poate nu șmecher, depinde dacă vă place vouă sau nu. Eu vreau să văd piesa aceasta, dar înainte de asta hai cu introducerea și dăm bătaie cu reacția. Ghiț era trist că la școală a primit nota 2 și dintr-o dată a găsit pe jos niște bani pe care i-a luat și i-a dus acasă, cumpărându-și un joc de pe G2A, devenind astfel fericit. Așa că fii fericit, fii ca Ghiță, cumpără jocuri de pe G2A cu linkul și codul în descriere și o să primești 3% cashback. Și fraților, ăsta e a doilea clip pe astăzi, așa că dacă n-ați văzut primul clip, mai decât să o faceți, o să vă las linkul în descriere ca să vă duceți să-l vizionați, pentru că m-a ajutat enorm de mult și dacă o să vă placă să-l apreciați cu un like și cu un share pentru că m-a ajutat enorm de mult. La fel și clipul acesta. Plus, sunt live pe StreamCraft în acest moment, fac un live de 50 de ore, deja aproape 24 de ore au trecut. Trece super șmecher live stream-ul, ne distrăm, rupem tot, așa că vă aștept și pe StreamCraft, iar noi hai cu introducerea, cu reacția. 4 minute 21 are piesa. Și hai să vedem cum este. Am văzut că au un avion privat, deci deja e la alt nivel. Let's go! Sper să nu fie instrumental de la de dragoste, că o scos și Alvarez piesă și parcă e balada de dragoste în care cântă despre bani și că vine cu gang-ul și șmecher. Produzia Quick, regizat de Shelly. That was Quick. Pe mod avion, îți dau ocupat, nu răspund la telefon. Aici e partea lui Shelly fix ca și la Smash or Pass. Mă acolo parcă era Smash or Pass. Mă că aici deja e strofa, nu e refrenul. Ok. Uite bă, în avion privat ești nebun, deja alt nivel. Și aici e exploit cu dreaduri, nice. Superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă un milion. Pe mod avion, îți dau ocupat, nu răspund la telefon. Și cum am zis și în piesa lui Alvarez, am reacționat pe live acum pe stream, că n-am făcut cine știe ce reacții pe YouTube. Păi am zis că ar fi șmecher de schimbat un pic tematica de discuție, adică să nu mai fie că facem milioane, facem bani, vin cu gang-ul, rupem tot, gagică tăi la mine DM, lucruri genul acesta, sau să fie tot tematică de genul acesta, dar să nu mai fie vorba de bani, sau dacă este vorba să fie mai puțin, pentru că deja parcă prea mult devine tema aceasta repetitivă și deja începem să ne plictisim de a asculta piese despre bani și lucruri genul acesta, știi? Eu mai mult cred că aș dori o piesă în care să dansez la maxim sau să ascult la maxim, chiar dacă și asta ar putea să ascult la maxim, dar e despre bani, frate. Ultimele piese toate au fost despre bani, despre fete, despre gang, despre lucruri genul acesta, știi? Și Alvarez scoate piese pe tema aceasta și Five Gang scoate piese pe tema aceasta și celelalte gang-uri scot piese pe temele acestea și deja devine prea repetitiv. Trebuie de adus ceva nou. Și dacă ei aduc ceva nou cu videoclipul, eu cred că ar fi fain să aducă și ceva nou pe parte de text. Dar momentan e destul de ok, sună bine. Gang-ul meu net superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă un milion. Hai să vă zic cum stă treaba, cum stă treaba. E ziua mea de stat degeaba, stat degeaba. Sună prietenii și fata, sună. Am dat pe siren și gata. 15 aperuri pierdute, nimeni aici să te ajute. Azi n-am chef să fac prea multe, nu-mi striga firmul, hai du-te. Băi cu băieții la munte, sau la mare sau oriunde. Dar clipul e foarte, foarte muncit, adică arată bombă. Uite aici, T8 sexy. Și aici, un McLaren sau un Lamborghini, habar n-am. Mai mult cred că e un Lamborghini de ăsta decapotabil. Avion frumos, adică clipul deja e la alt nivel. E bombă. Arată bine, îți vede că e muncit. Sună bine, adică în comparație cu celelalte piese, ăsta chiar sună așa melodic. Sună bine. Sună foarte, foarte bine. Am mesaje 700 și sunt toate nevăzute. Fac vreo 7% și n-o să consum cu tine. Dă-mi un încărcător dacă vrei să o arzi cu mine. Mai bine dă mesaj, nimic nu te reține. Dar până mâine, off the grid, nu dai de mine. Pe mod avion, îți dau ocupat, nu răspund la telefon. Gang-ul meu net superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă un milion. Avion, îți dau ocupat, nu răspund la telefon. Gang-ul meu net superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă un milion.
Fata din primul rând de la concertul Five Gang. Îmi cere numărul, îi zic că nu se poate, babe. Mi-a dat follow pe Insta, așteaptă să dau un semn. Mi-a dat poze în DM și mie și lui Pain. Alo, Gucci, am o stewardess de nouă. Trăiesc deja în 2019. Ești un... Bă, dar mi se pare mie sau aici piloți nu-s? A, bă, că e filmat când avionul stă pe loc, el nu zboară acum. Șarpe, vrei să ne dai jos? Am rupt din ziua întâi, te înțeleg, ești invidios. Bă, culoarea la mașina e bombă. Să mă dai jos, nu poți, aici sunt ca acasă. Nu mă interesează, știm cu toții n-o să-ți iasă. N-am competitor, îi ba pe toți Mike Tyson. Card un portofel, bani în contra, ai Faison. Băi, chiar dacă vedeți flow-ul ăsta e repetitiv, adică știți cum cântă Gami, cum cântă Shelly, parcă nimic nu s-a schimbat, dar oricum sunt mai bine. În comparație cu celelalte ganguri, ăștia sunt la nivel cel mai superior, adică și pe parte de video și versurile deja sunt mai bine, chiar dacă sunt despre bani, despre fete, despre lucruri genul acesta, dar măcar au și un pic de sens. La unii se duc cu gangul și rămân cu gangul. Mod avion, îți dau ocupat, nu răspund la telefon. Gangul meu ne superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă un milion. Pe mod avion, îți dau ocupat, nu răspund la telefon. Și fix înainte să apară piesa, ziceam că o să aibă un avion privat, adică pentru clip. Și deja am zis, băi, uite, un gang de adolescenți, știi, pot să fac așa video, dar nici artiștii n-au avioane private sau mașini scumpe în clipuri. Ei fac într-o locație acolo cu ceva decorațiuni și ceva simplu, dar e ce, uite, tot ceva simplu, dar mai costisitor. Cred că să fie și în tematica lor. Arată bine clipul, v-am zis, și sună la fel de bine. Gangul meu ne superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă un milion. Niciun fel de stres, am swag prea mult. Măcar aici partea de ei sună bine. Și sună vocea ei. Un pic editată, dar ei. Ride telefonul, dă-l pe mut. Ăștia ne copiază, nu-i ascult. Mă sună toți, n-am chef, nu răspund. Sunt la nivel cu Viking. Mereu puși pe treabă, puși pe trend. N-avem timp, nu pierd niciun moment. Rup YouTube-ul, n-am echivalent. Asta n-am chef, no, no, no. Deci nu mă suna. Sunt pe nu deranjat, no, no. Deci nu mă deranja. Nu merge așa, scuze, nu te pot ajuta. Trag tare să ajung undeva, să fac bani să-mi iau Tesla. Îți vede că păi n-are emoții la clip, dar îți vede un progres ce ține de la partea lui. Eu sunt viitor, tu ești trecut. Tu ești trecut. Închid telefonul, dau pe mut. Dau pe mut. Cu frații mei în zona mea produc. Yeah. Nu te băga seamă, nu răspund. Pe mod avion, îți dau ocupat, nu răspund la telefon. Gangul meu ne superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă un milion. Pe mod avion, îți dau ocupat, nu răspund la telefon. Gangul meu ne superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă un milion. Și deja zboară avionul. Se observă un progres, fraților, dacă îmi spuneți mie că nu este un progres, nu v-aș crede. Partea de ei a lui Payne sună bine, a lui Exploit sună ca și data trecută la fel de bine. Shelly, Gami sună melodic, piesa e catchy, vreau să-i dau un replay, vreau să o ascult din nou. Dacă m-ați întreba ce aș alege să ascult 10 ore dintre focuri și asta, cred că aș alege asta, asta sună mult mai bine și sună mai plăcut. Și clipul e la fel de șmecher. Nu știu cum vouă, dar mie îmi place piesa aceasta. Dacă și vouă, apreciați-o cu un like, cu un share, ca să ajungă unul pe trending. Chiar dacă o să ajung și unul pe trending și fără să vrem, da? Dar oricum, dați să apreciați și această reacție. Dacă doriți mai multe, un share, cum ajută mult. Să vă uitați la clipul de astăzi, dacă n-ați văzut încă, pentru că la ora 11 mai apărut încă un clip la mine pe canal, așa că va fi în descriere. Și așa pe StreamCraft la un live stream de 50 de ore, pentru că mai avem încă vreo 20 ceva de ore. Așa vă aștept. Pa, pa!